tragedia azi noapte pe străzile Iașului, provocată de o șoferiță de 39 de ani din Valea Lupului. Aflată sub influența alcoolului, femeia agonea prin oraș cu peste 100 de km pe oră, iar pe strada Păcurare a pierdut controlul volanului și a lovit violent un gard de pe marginea drumului, ricoșând într-o auto utilitară a celor de la Citadin care efectuau lucrări la un canal. 7 muncitori au fost loviți, iar 4 dintre ei au murit. La locul teribilului accident, echipele de intervenție au asistat la scene sfâșietoare. Unul dintre muncitorii loviți cerea o gură de apă și le-a menționat pompierilor că nu vrea să moară pentru că are copii acasă. În urma impactului, 4 persoane au decedat, iar alte 4 persoane au fost rănite. Șoferița a fost testată cu aparatul alcool test, rezultând o valoare de 0,42 mg per litru alcool pur în aer expirat, acestea fiind prelevate monstre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauza a fost întocmit dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Cei 3 muncitori care au ajuns la spital sunt sub supraveghere medicală, însă unul dintre ei se află în stare gravă, medicii fiind rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Acesta a suferit mai multe politraumatisme și o ruptură de splină. Cel mai grav, un bărbat de 43 de ani, în stare de șoc traumatic, cu leziuni la nivelul lombar și cu ruptură de splină, cu fractură de bazin și fractură de humerus, a fost dus din urgență în sala de operație, s-a intervenit chirurgical, este acum în terapie intensivă, este încă în stare critică și prognosticul rămâne rezervat. Singurul care a scăpat fără nicio zgârietură este șoferul autoutilitarei Citadin, care se afla la volan în momentul impactului. Acesta era în stare de șoc după ce și-a văzut colegii uciși sub roțile autoturismului. Ați avut noroc, practic, dacă nu erați în mașină, câți colegi erau acolo? Ce făceați atunci? Spăgeau la un canal. Reprezentanții companiei Citadin au transmis faptul că sunt alături de familiile îndurerate ale victimelor. De asemenea, aceștia au precizat că locul în care muncitorii efectuau lucrări a fost semnalizat corespunzător, toată vina fiind a șoferiței. La sediul companiei a fost arborat steagul negru. Lucrarea a fost semnalizată. Ea a avut, se pot vedea și în imagini, a avut o barieră, a avut popicii. Popicile au fost spulberate de această mașină, că nu intru în amănuntie, astea sunt treburile care poliția și autoritățile o să le stabilească. Toți cei care lucrau aveau veste avertizoare și mașina care era de serviciu cu ei era cu lumini de avarie și cu acel girofar. În localitatea Hermeziu, satul unuia dintre muncitorii decedați, localnicii sunt încă șocați de cele întâmplate. Cam rău. Foarte rău. Deci la muncă și nu mai vin apoi. Vă zic că n-am auzit de dimineață cât ar nini el de scut și gospodării pe icona sat. Unii noroșit că le luăm la țălă. Ai, mamă, harnic, muncitori, cu minte, respectuos. Nici nu pot să vă spun. Și vecinii șoferiței vinovate spun că aceasta era o femeie liniștită și nu consuma băuturi alcoolice de obicei. Am văzut niciodată băuturi. Dar e o femeie liniștită. Care conducea cu viteză? Eu nu știu să conduc cu viteză. Șoferița care a provocat accidentul rutier mortal din Păcurari a fost dusă astăzi la sediul poliției rutiere. Aceasta a fost transportată azi noapte la spital, însă a refuzat internarea și a fost lăsată să plece acasă. Astăzi, polițiștii ieșeni au plecat în căutarea ei după ce nu au găsit-o acasă și nici nu răspundea la telefon. După mai multe ore de căutări, a fost identificată la o terasă de pe raza municipiului Iași.